Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Direct Ce-ți place. De fapt, Direct Ce-ți place, am luat-o din prima, așa, popular în studio, pentru că tot timpul vin la Direct Ce-ți place și sunt obișnuit așa, parcă îmi intră în reflex. Popular în studio, nu vin prea adres la această emisiune, dar astăzi trebuie să o înlocuiesc pe colega mea, Eli Busuioc, așa că m-am gândit că dacă vin rar, să vin cu ceva special, cu un invitat special într-o zi frumoasă de vineri, 26 de ianuarie, este aproape primăvară și soarele ne spune acest lucru și invitatul meu din studio din această zi. Este un invitat, sau mai bine spus o invitată, care în ultima perioadă a avut o carieră exponențială. În ultimul timp a mers la toate festivalurile și nu s-a lăsat până nu le-a câștigat. Aproape la toate festivalurile de renume, spun eu. Și trebuie să vă spun că invitata mea de astăzi se numește Zorina Bălan. Este una dintre interpretele preferate ascultătorilor Radio Hodion și o salut și eu, îi spun bine ai venit în studioul Radio Hodion. Bun găsit, cu mare bucurie vă spun și eu și iată că așa s-au așezat lucrurile, așa le-a așezat Dumnezeu ca astăzi, după foarte, foarte multe călătorii pe care le-am făcut în ultimele două săptămâni, a rânduit ca și astăzi să pot să răspund prezent invitației tale. Îți mulțumesc foarte mult și pe această cale o salut cu mare, mare drag pe Eli Busuioc, pentru care vreau să îi transmit acum, draga mea, îmi doresc din toată inima să ne auzim, să ne vedem aici, la Radio Hodion. Acum, vedeți voi cum aranjați lucrurile astea, depinde de voi. Eu îți mulțumesc și numele ei și îți mulțumesc încă o dată că ai făcut un efort foarte, foarte mare ca să fii prezentă în emisiune. Ai spus că nu mă poți refuza, nu știu cum, da. Îți lansezi așa o invitație cumva ca să nu mă poți refuza. Radio Hodion este o gazdă extraordinară, este o gazdă frumoasă cu un aer foarte cald și atractiv. Asta faceți voi și tu și Eli, nu cred că aș putea să vă refuz vreodată. Mai mult de atât, de fiecare dată plec așa cu o stare extraordinară pozitivă de aici, și de încărcat. La voi. Da. Nu știu ce vă aduc eu, dar eu plec cu bine. Siguranță și tot ceea ce după ce pleci tu, urmează emisiunea de dedicație și atunci nu zic jumătate, dar un sfert așa este cu piesele tale. Toți așa că de asta vreau să spun că invitații și ei sunt încărcați pozitiv și ascultându-te în direct aici la Radio Hodion, parcă le revine așa încă o dată pofta să ceară piese și să te asculte pe frecvența Radio Hodion. Mulțumesc din suflet. Da, mulțumesc și mult. Eu vreau să vorbim acum. Eu știu, tu ai avut câteva apariții așa, poate ieșite un pic din comun sau din ceea ce faci tu zilnic sau da, din tipar, din stilul tău muzical și ai încercat cu succes mai tot timpul, am observat eu și am urmărit canalul tău de YouTube, cu altceva, alte genuri și inclusiv acum de curând ai fost de curând, zic eu, două luni, trei luni, nu mai știu când exact, în octombrie, cred, da, ai fost invitata specială a festivalului Crizantema de Aur și a trebuit să mergi acolo să în recital, pentru că ai fost câștigătoare anul cu un an. Da. Anul trecut, de fapt, da, în urmă cu un an, în octombrie a fost Crizantema de Aur. A fost o experiență pe care n-am supot uita niciodată în cariera mea, atârnă extraordinar de mult balanța cu acest trofeu, pentru că, exact, ai spus un pic mai devreme, poate nu este ieșită din tipar, poate este ceea ce am văzut în copilărie, pentru că mi-am dorit enorm să pot să abordez romanța, însă n-am putut să o înțeleg până când nu am trăit anumite lucruri pe pielea mea, să spun așa. Și mulțumesc tuturor celor ce au avut încredere în mine, doamnei Alina Mavrodin Vasiliu, este directoarea artistică acestui mare, mare festival, a fost a 50-a ediție jubiliară, în care s-au adunat toate trofeele din întreaga lume. Cei care au participat la Crizantema de Aur cu ani în urmă,
Bineînțeles că și-au găsit drumul și rostul vieții prin alte țări. Ei, în acest an, în octombrie, și anul trecut, au reușit să ne-au adunat. Să vină toți da, la... Da, și-au venit. Și-au avut din China, și-au, am avut din Franța, din America. N-am cuvinte. A fost extraordinară această ediție. Și nu pot decât să spun că m-a încununat și m-a onorat ca să fiu și eu numărată printre acești mari, mari, mari muzicieni și... Oameni de artă. Nu spun că și eu te-am așteptat nerăbdător, cu suspans, cu știam că ai fost o seară înainte acolo și nu știam cum poți să ajungi la un eveniment privat care ține de viața mea. Da? Și trebuia să ajungi tu ca să onorezi invitația pentru acest eveniment și știam că ai fost acolo și stări așa, mă bucuram pentru tine, nu știam dacă ajungi, dacă mai poți, dacă... Deci, da, pentru că vin invitațiile acestea și nu pot să refuz așa ceva, adică un recital la Crizantema de Aur, adică ai spus atât recital și ai pus punct și atât, numai ce să zici după aceea. Culisele și secretele lui, ca să spun așa, asta în scurte cuvinte. E adevărat, și eu am avut emoții pentru că nu-mi ești oarecare, ești un om care face parte din echipa mea cu care mă promovez și îți mulțumesc din toată inima, cu atât mai mult faptul că evenimentele sunt foarte importante pentru noi și cele private, dar cu mai cu seamă acestea așa atât de expresive. Iată că, na, până la urmă, lucrurile au fost frumoase, eu zic, și la evenimentul și tău. Frumos, și foarte frumoase și e frumos că, uite, stăm acum liniștiți așa și povestim despre lucrurile astea interesante și dacă nu se întâmplă, știi, nu ai amintirile sau trebuie să pui amintirile astea frumoase într-un portofoliu, așa, da. Știi? Și... A fost foarte palpitantă perioada aia, chiar trebuia să le cuprindem și slavă Domnului că le-am cuprins. Așa, și frumos. Un prim telefon. Alo, bună ziua și bine ați venit în emisiunea noastră. Alo? Alo, bună ziua. Alo? Nu știu de ce nu ne aude, o să continuăm discuția noastră și așteptăm un alt telefon. Aș mai vrea să vorbim noi... Nu știu cum să o iau așa în ordine cronologică, descrescătoare, crescătoare sau... Hai să mai luăm totuși un telefon. Bună ziua! Până ne hotărâm. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Da. Nu știu, sper să nu avem probleme tehnice, dacă nu mai povestim noi, după care le și remediem. Da, să povestim acum de concert, pot să-i spun, cu Filarmonica Oltenia, unde ai avut tu cu toată orchestra, cu corul, cu, adică, hai să spunem cum te-ai gândit, cum ai început tu să îți așa răsară această idee frumoasă, să-ți mugurească în minte și să o pui în aplicare cu Filarmonica Oltenia, pentru că mie mi se pare o alăturare extraordinară. Dar cum ai reușit, adică cum ai ajuns acolo, cum ai ales piesele, cum ai vorbit cu orchestra, cum... Da. Mulțumită domnului manager Gabriel Zamfir. Este un om de o excepție rară. Este un om de cuvânt. Aș putea să spun că acest vis a început în urmă cu câțiva ani. Cred că în 2013, imediat după Maria Tănase. Gabriel Zamfir mi-a propus o colaborare cu un ansamblu pe care îl înființase în vremea aia. Mai apoi eu i-am spus așa cum văd eu, zic, uite măi Gabi, eu văd așa, aș vrea să pentru că Dumnezeu a pus în mine mai multe daruri din punct de vedere muzical, am aceste veleități, aș vrea să le arăt lumii, aș vrea să vadă lumea că pot să cânt și asta, și asta, și asta, dar nu așa oarecum. Uite, eu propun, hai să facem un spectacol în care să pot cânta mai multe genuri. Și atunci el a spus, da, așa va fi, dar ai răbdare. Și uite cum a trebuit, până la urmă, cu răbdarea crești mare. Și eu am mai zis, răbdarea este casarea.
este bună în toate. Dă gustul până la urmă, dacă exact. Nu are sare... Exact. Răbdarea mea a fost ascultată de Dumnezeu și iată că în apropierea Crăciunului de-a trecut, da. Domnul Radu Gianu, domnul director artistic, a venit cu propunerea către Gabriel Zamfir să mă invite la acest concert. În urmă, cu câteva luni înainte de Crăciun, am avut o discuție cu domnul Radu Gianu despre această colaborare cu Filarmonica, să mergem în studio să imprimăm câteva pricezne, pentru că bunul Dumnezeu mi-a dat și acest, mi-a împlinit și acest vis, să pot să cânt pricezne. Și am zis, Doamne, păi dacă mi-ai dat aceste cântări atât de minunate și atât de frumoase, te rog să-mi dai cea mai frumoasă haină cu care să le pot îmbrăca. Și uite așa, domnul Gianu mi-a deschis cale către Filarmonică. Domnul Gabriel Zamfir a fost cel care din start a spus, da, hai, Zorina, ești invitată la concertul de Crăciun. Doamne, a fost... Da, am primit cu lacrimi această veste, această bucurie, această invitație. Și uite așa, mulțumită din toate punctele de vedere maestrului Gianluigi Zampieri, dirijorul din Italia al Filarmonicii Oltenia Craiova, a fost cel care m-a ajutat enorm în pregătirea acestor piese. Le-am ales cu sufletul, pentru că așa au venit, în suflet mi-au venit. Am cântat două pricesne, un colind popular și un colind ușor de muzică ușoară, să spun, pop, ușor pop. Așa, a fost o combinație între priceasnă pop. Aș putea să-i spun slavă, se numește e seara de Crăciun și refrenul slavă Tatălui Ceresc. Da, ce să spun, a fost o colaborare extraordinară, am și emoții, pentru că a fost cred că cel mai ascuns vis al meu și cel mai îndepărtat. Dacă îmi spunea cineva anul trecut, Zorina, tu vei concerta cu Filarmonica Oltenia Craiova de Crăciun anul viitor. Dacă mi-ar fi spus cineva anul trecut, eu aș fi zis, frate, tu ai acte în regulă, ești nebun. Ți le dau eu dacă nu le ai, da. Nu aș fi crezut așa ceva. Dar Dumnezeu, când ne dă, El știe de ce ne dă și când ne ia, ne ia ca să ne ușureze. Ai stat așa și ai, nu știu, când mai ai tu câte o clipă așa de odihnă, știi? Un timp liber. În afară de cel cu care petreci cu copilașii tăi dragi și te văd tot timpul că postezi pe Facebook și așa. Cum, când te văd cu patinele, când te văd cocoțată în copac. Adică e foarte... Eu te admir din punctul ăsta de vedere. Știi că, nu știu, te duci undeva, ei crezi un pic spre mintea ta, tu te duci spre mintea lor, știi, și când te văd că te dai, păi nu știu dacă știi tu să te dai cu patinele, dar nu cred că ai învățat cândva, undeva, dar te duci și îți pui patinele și te duci și te dai. Știi adică... cum e cu patinele? N-am avut în copilărie. Știu, nici eu. Nu am avut în copilărie și am zis, Doamne, dacă tot mi-ai dat copii ăștia, hai să fac și eu ce fac ei, să trăiesc visul cu ei. Da, știi, sunt riscuri, adică tu să te pui la vârstă, știi, da. Și la mintea lor, nu neapărat, dar așa, cu risc efectiv fizic, știi, să te pui, dacă îmi scapă piciorul, eu sunt așa mai... Și zic, dacă mă împiedic și bă, eu nu pot să stau pe la, nu pot, abia stau pe picioare, da, să mai pun așa ceva în picioare, știi? Dar tu te mă străduiesc, mă străduiesc să pun în practică toate gândurile bune și tot ce am eu mai frumos de la Dumnezeu, că așa avem cu toții. E și... foarte frumos și te admir pentru asta. Mulțumesc! Asta, am vrut să ajungem la altă întrebare. Să te întreb dacă așa, ai stat și te-ai gândit câte genuri muzicale și ai încercat și ți-au ieșit și cum ai cântat priceasnă, romanță, ai când știu eu de la evenimentul privat muzică ușoară. Câte genuri muzicale acoperi așa? Păi dacă ar fi să o luăm din punct de vedere al certificatelor oferite de către așa, profesioniști, da, mă refer la premii, da. Ar fi așa, folclor,
da? Muzică lăutărească veche. Și când spun folclor, spun Maria Tănase și alte, Maria Ciobanu și alte premii în, pe parte de folclor. Când spun muzică lăutărească, mă refer la festivalul Zavaidoc. Să specificăm acolo marele, da? Trofeu al festivalului, da? Zavaidoc din 2011. Iată, Crizantema, Crizantema, da, de aur, trofeul Crizantema de aur, muzica ușoară pe care tu ai auzit-o, da, foarte, da, da, bine. Acum, dacă și tu îmi dai un premiu, da, eu îți, da, mulțumesc. Dacă am, așa, renunțat eu să pun de pe laptop. Da, și, și bineînțeles acest gen priceasna, cel care cuprinde în primul rând rugăciunea, genul prin care și așa simplu, cel mai lejer, relaxat, în care dintre ele te simți? Care e aproape de sufletul tău sau nu știu, așa, care e preferatul tău? Este foarte greu să spun lucrul ăsta pentru că sunt niște perle pe care le-am adunat pe un șir. Și când spun perle, mă refer la faptul că din copilărie mi-am dorit să fac toate aceste lucruri. Nu pot decât să spun așa că trofeul Crizantema de aur a fost vârful muntelui, să spun așa. Am ajuns în vârf. Am adunat până când am ajuns în vârf. A fost acest trofeu Crizantema de aur. Colaborarea cu Oltenia Filarmonica, Oltenia Craiova, cu Orchestra Simfonică și succesul de la, trebuie să spunem, da, că avem, da, putem, da, avea, da, colaborări, da, da, cu men, da, orchestre să și multe, așa, adică, dar să fie mai, da, succesul colaborării mele cu Oltenia Craiova, cu Filarmonica Oltenia Craiova, am emoții de fiecare dată când vorbesc despre acest lucru, a fost steagul din vârful muntelui pe care l-am ochit încă din copilărie. Și ți l-ai îndeplinit. Atât pot să spun, da. Atâta pot să spun. Da, e un început acum, adică de Crăciunul următor, la concertul de Crăciun viitor, ai putea să pregătești dublu pieselor de... Vorbirea e, da, într-un ceas bun. Și atunci ar fi altceva și poate, eu știu, o să devii artista a Filarmonicii Oltenia. Am promisiune din partea domnului manager Gabriel Zamfir și îi mulțumesc din tot sufletul și din toată inima pentru toată încrederea pe care a avut-o, pentru că i-a fost foarte greu în cadrul acestui concert, în colaborarea cu mine. A luptat acolo în culisele și secretele lui foarte mult, cu foarte mulți specialiști, profesioniști, muzicieni și așa mai departe, având în vedere abordarea mea artistică. Au spus, domne, e interpretă de muzică populară. Cum facem? Cum să facem? Da, că, da. Ce cântăm? Hai, cântăm o sârbă, ce cântăm? Mulțumesc nespus. Vreau să aduc mulțumire din toată inima și din toată puterea mea orchestrei simfonice, pentru că înainte de a urca pe scenă am primit câte un zâmbet de la fiecare. Cu toate că le-a fost foarte greu, sunt convinsă de asta. În primul rând ca ca împăcare cu ideea. Avem, da, pe scenă, da, da, avem, da, da, în, da, față un interpret de muzică populară. Hai, și ok, zis, veniți ce la facem concert aici? Și noi ce să facem? Ce, da, facem aici? Da, da, da. Exact. Și înainte de a intra în scenă, fiecare, cu toți au venit. Cei care, cu care am fost poate puțin mai îndepărtată, așa ca și cunoștință, mi-au trimis un zâmbet cald și au spus succes, și contează, contează, da, enorm să simți că spatele l-ai asigurat. Pur și simplu m-au cuprins în brațele lor și nu mi-au dat drumul până când am ieșit din scenă. Asta am simțit eu din partea fiecărui membru al orchestrei simfonice și le mulțumesc din toată inima mea. Mulți dintre ei au venit și m-au îmbrățișat efectiv. Am simțit că este locul meu acolo. Iar eu n-am fost la concert, însă am văzut postările tale de pe YouTube și care au foarte multe vizualizări și foarte multe aprecieri în comentarii și dacă sunt 90%, să zic, felicitări și așa mai departe, eu chiar că dacă n-am fost acolo, adică n-am cum să nu le cred și cu siguranță am eu și alte surse în care am aflat că a fost un succes apariția ta în concertul de Crăciun al Filarmonicii Oltenia. A fost și trebuie să spun un lucru, am avut emoții foarte, foarte mari, cu atât mai mult că am fost pusă în fața faptului împlinit în care ar
ar fi trebuit, adică așa am simțit pe pielea mea, a fost un oarecare concurs între mine și colega mea, Emilia Dorobanțu, deși între ghilimele mare concurs, pentru că ea, fata este pregătită. Are... Întotdeauna concursul duce la performanță. Da, da, așa este. Ea are pregătire, a studiat muzica clasică, eu nu am studiat muzica clasică, iar pentru mine asta a fost un mare duel, aș putea să-i spun, între mari ghilimele. Dar așa a fost. Mulțumesc bunului Dumnezeu și încă o dată Filarmonicii Oltenia Craiova că m-au susținut și am putut să țin și eu pasul cu ei. Să mai încercăm un telefon. Eu am pregătit și o piesă, cea cu care tu ai câștigat trofeul Marelui Festival Maria Tănase. Nu e român ca olteanu. Avem și ceva publicitate, dar hai să vedem cu telefon cum facem. Alo, bună ziua! Alo! Alo, bună ziua! Da, se pare că avem o problemă, dar o rezolvăm între timp. Ce piesă să mai alegem noi după ce vom asculta și Nu e român ca olteanu, dar și publicitatea? Vreau să mai pregătim încă o piesă de pe albumul tău. O preferință, așa... Primele două piese din emisiune. Primele două piese. Una am ales-o eu. Una ai ales-o tu. Da. Păi, să fie Am prins rădăcini ca via. Așa, cu dedicație din partea mea pentru toți cei care au știut să meargă înainte cu gândul bun în pasiunea lor, în visul lor și l-au împlinit. Atunci Nu e român ca olteanu, publicitate și Am prins rădăcini ca via. Ne odihnim și noi puțin, da? Câteodată a furis, a prica focul și iute cu inima cât un munte. Că e-n mult să știm, Doamne, neamul, că-i viță bună, olteanu. Știe-n lume să trăiască toate, să le potrivească, le-le-le-le-le și iar le-le. Te vinde, nu te înșală, o blânjești cu el o rană, dar șoțără rău, dă-i faci cu el în plug, nu mai tragi. Păi e-n mult să știm, Doamne, neamul, că-i viță bună, olteanu. Știe-n lume să trăiască toate, să le potrivească, le-le-le-le-le și iar le-le. Știe să adune bunerele la un loc, nu s-o plânge de noroc, bă. Trece prin toate râzând, n-ai să vezi olteanu oftând, nici să stea posomorât, cât e zaivăr pe pământ. Păi e-n mult să știm, Doamne, neamul, că-i viță bună, olteanu. Știe-n lume să trăiască toate, să le potrivească, le-le-le-le-le și iar le-le. Dar înmulțăștem, Doamne, neamul, că-i viță bună, olteanu. Știe-n lume să trăiască toate, să le potrivească, le-le-le-le-le și iar le-le. Să vă fac cânte cum eu să vă aducă bucurie.
mare și viață lungă. Am venit cu mare drag, voie bună să vă fac. Cântecul meu să vă aducă bucurii și viață lungă. Bine v-am găsit, vă spun, să ne fie într-un ceas bun. Câte zile ne-or fi date, să le avem bune pe toate. Fericită sunt cu voi că sunteți oltenii de-ai mei. Și vă cunosc sufletul, știu că-mi iubiți cântecul. Fericită sunt cu voi că sunteți românii de-ai mei. Și vă cunosc sufletul, știu că-mi iubiți cântecul. Bine v-am găsit, vă spun, să ne fie într-un ceas bun. Câte zile ne-or fi date, să le avem bune pe toate. Îmi saltă și râde sufletul în mine când văd lume că ți-e bine. Unde este dulce viața, acolo mă trage ața. Cât îmi e cu voi de bine, nu mi-a fost niciunde în lume. Bine v-am găsit, vă spun, să ne fie într-un ceas bun. Câte zile ne-or fi date, să le avem bune pe toate. Bine v-am găsit, vă spun, să ne fie într-un ceas bun. Câte zile ne-or fi date, să le avem bune pe toate. Revenim alături de ascultătorii Radio Holion cu invitata noastră de astăzi, vineri 26 ianuarie. Ne onorează cu prezența în studio Zorina Bălan. Telefoanele le-am remediat, zic eu, și haideți să începem direct cu un telefon, că văd că m-are puțin becul ăsta și se arde de la mine de data sunat. Alo, bună ziua! Bună ziua! Sărut mâna. Vreau să o felicit și eu pe această frumoasă interpretă care știe să aline sufletul unui om. Și mulțumesc. Talentată mai ales, nu frumoasă. Așa. În primul rând. E și talentată, frumoasă, zic eu. Și costum da. Autentic, de jos pălăria. Dumnezeu să-i dea sănătate ei și la familia ei, că chiar merită. Mulțumesc. Nu copiază pe nimeni, cântă cântece din suflet, ce să ai omul care are talent. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Aș vrea și o melodie pentru soțul meu, care astăzi face un 56 de ani, Craxnerion. Da. Și Craxner Claudia, nora mea, care face joi. Ceva care credea că se potrivește pentru socru și noră. Păi o să fie am albit o țără întâmple din partea nororii dumneavoastră pentru socru ei. E bine da, așa? Da, da, da. Ca să fie așa, să-i aducă o inimă bună. Pe cele mai înalte culmi că merit. Vă mulțumesc nespus din toată inima mea, vă mulțumesc. Da, da. Mulțumim pentru telefon. Și o să așteptăm alt telefon, alt ascultător aici la... Nici n-am apucat să zic să închid telefonul, da. Alo, bună ziua! Alo! Alo! Bună ziua, salut mâna, cum vă numiți? Bună ziua! În primul rând, bună ziua invitatei dumneavoastră și bineînțeles dumneavoastră. Sunt bună Cristina ziua. De la Carmangeria Terra Brazza lui Novac. Da. Ascultătorii dumneavoastră fideli. Am dorit și noi o melodie pentru colegii mei, Gabriel, Emilia, șeful de tranșare Olteanu, Tudor, pentru toate fetele de la Terra. Am dorit o melodie, dacă se poate,
de dragoste, iubire și multă fericire, că rest le avem pe toate. Doamne, ajută așa să fie. Găsim. Vă mulțumim. Se gândește Zorina la o piesă frumoasă și noi vă urăm succes. Sunteți la magazin, nu? Acolo ne ascultați. Da, chiar vă ascultăm. Da, suntem ascultători fiecare de dimineață de la ora 7 când începem tranșarea până plecăm la ora 4. Mulțumim. Ascultăm frumos. Să aveți o zi frumoasă și bănoasă astăzi. Vă mulțumim din suflet și dacă se poate chiar vă rugăm o melodie de dragoste, iubire, fericire. Doamne ajută! Să vă urez și dumneavoastră! Mulțumesc din toată inima! O să căutăm pe Sibiș! Numai bine vă dorim! Mulțumim foarte mult! Și dacă tot a adus vorba ascultătoarea precedentă de costumul tău național, eu sunt topit, crede-mă, după faptul că tu păstrezi costumul național și cel mai mult și mai mult îmi place că atunci când vii la un eveniment de oricare fel ar fi el, când te văd în opincinarea, s-a terminat șmecheria. Da. Da, mulțumesc din toată inima! Nu poți să faci un lucru de calitate dacă nu aduni ingredientele de calitate, dacă nu adaugi, dacă nu pui, dacă nu îmbini. Și eu consider că întotdeauna Dumnezeu, dacă dă un dar atât de mare, le dă și pe toate celelalte. Dragoste, iubire, pasiune, atenție, respect. Da, dar vezi, tu ai mers până la capăt, inclusiv opincile. Eu nu știu dacă am mai văzut interpret care să meargă chiar la un eveniment privat, să meargă în costumul ăsta național până la încălțări. Adică ai văzut un pantofior cu toc, o da. Treabă, un pantofior. Nu este exclus nici pantoful pentru că s-a purtat. Mie îmi place. Adică îmi plac opincile când vii tu acolo și ai costumul de la de sus până jos complet. E, și dacă e vorba despre această viziune a ta care este foarte reală și adevărată, ca tipar, ca model pentru ținuta mea, pentru costumul meu național, o am pe doamna Sofia Vicoveanca. O iubesc cu toată puterea mea și am zis, dacă s-a păstrat atât de frumoasă imaginea asta și neatinsă, am zis că așa să fie și la mine. Acum, Dumnezeu, da, uite, în calea vezi? Noastră ne dă și oameni care să ne îndrume și să ne ajute să rămânem pe calea... Și vezi tu că oamenii observă amănuntele și da, știu și da. Apreciază și este foarte bine, foarte bine, adică pe lângă talent. Eu ți-am zis, ești foarte frumoasă, dar eu nu, cum a zis ascultătoarea, să scot în evidență faptul ăsta, ci foarte talentată. Mulțumesc din suflet. Pentru toate lucrurile astea au fost nevoie de oameni care să-mi insufle și să-mi interească și mai mult dragostea pentru cântec și pentru port. Aș putea să spun acum, mulțumirile mele să le îndrept către toți cei ce au avut încredere în mine de-a lungul anilor prin festivalurile la care am participat. Și aș începe cu doamna Elize Stan, pe care am urmărit-o de când eram copil și îmi doream enorm, enorm de mult să ajung pe mâna dumnei ei. Regretata Mărioara Murărescu, cea cu care am reușit să interacționez și să colaborez, dacă pot să spun așa, la Festivalul de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Acolo dumnei mi-a înmânat marele premiu. A fost pentru prima dată în viața mea când am întâlnit-o, când am văzut-o. Am plâns, am fost fericită, am fost extraordinar de impresionată. De-a lungul timpului, Iuliana Tudor și toți cei ce au fost în calea mea, n-am putut să conving acest număr de oameni atât de importanți din concursuri până când nu am întâlnit-o pe doamna Georgiana Ion, cea care mi-a încredințat repertoriul dumneaei și, uite așa, ușor, ușor am început să mă fac cunoscută și recunoscută prin festivaluri. Iar colaborarea cu doamna Georgiana a fost cum s-ar spune, cum v-ați să văzut, zic eu, v-ați plăcut. Da, da, da. Așa, da. La prima a fost, întâlnire. A fost, cred că, cel mai mare dar pe care mi l-a dat Dumnezeu în rândul oamenilor cu care am colaborat. Omul care m-a suportat, să spun așa, cel mai mult.
cu toate câte nu le știam. Și dacă întâlnești pe cineva mai talentat, mai puțin talentat, sau și dacă te întâlnești cu el, nu ești pe aceeași frecvență, adică pot fi două vârfuri așa și să te, tot timpul să te ceri, să nu fii de acord și așa mai departe. Este foarte important ca pe lângă două persoane talentate, doamna Georgiana Ion și tu, să vă întâlniți. A fost foarte important să fiți și pe aceeași frecvență, pentru că dacă aveți așa meciuri între ghilimele, atunci nu mai ieșeau de o colaborare, că și atunci nu mai putea să faceți treabă. Și desigur, meciurile pot fi. Este foarte bine, meciurile sunt meciurile constructive pot... și da. Dar trebuie să fii pe aceeași frecvență cu persoana pe care o întâlnești și să îți fie drag să lucrezi, să colaborezi și dacă te mai cerți așa din când în când, este profesional și ca treaba să iasă bună. Da. Eu spun, eu așa, de-a lungul timpului și cel puțin în perioada trecută a vieții mele, așa aș putea să spun o jumătate de an, așa, am realizat un lucru. Oamenii vin în viața noastră cu un scop. În momentul în care s-a terminat, să spun așa, acea flexibilă, știi, perioada aia, în momentul în care așa, oamenii se mai schimbă, pot fi, nu știu, până la urmă, scopul știe doar Dumnezeu. Dar îmi place să cred că tot ce am învățat până acum, din partea fiecărui om pe care l-am întâlnit, a rămas în sufletul meu și în inima mea, așa, o zidire extraordinar de importantă pe care nu o voi uita niciodată. Și din ceea ce se întâmplă, să iei lucrurile pozitive, ar fi extraordinar, perfect, ideal să faci lucrul ăsta, adică să nu rămâi, eu știu, supărat, să ai niște sechele, nu știu cum, dintr-o chestie, uite, nu știu, cânti o chestie și nu ți-a ieșit bine atunci, sau să ai fi tot timpul preocupat de lucrul ăsta, nu, să iei părțile bune, că poți să faci mai bine, că poți să tot timpul din ceea ce ți se întâmplă, inclusiv, cum spuneam, cu patinele, atunci, exact. Da, să iei lucru bun că ai fost cu copii și s-au simțit bine, exact. Și așa mai departe. Da? Ar fi minunat să iubim dezinteresat. Cred că de aici pleacă toată treaba. În cazul în care facem un lucru și ne așteptăm la cine știe ce coroane și așa, e mai greu, că Dumnezeu stă împotriva omului viclean și cu scopuri din astea în care să poți să tragi, să spun așa, mai mult jar pe turta ta. Hai să mai salutăm un ascultător. Bună ziua! Vă salut cu multă stimă! Bună ziua! Cum vă numiți? Familia Nicu și Rodica Mătruc. Vă salutăm! Mă înclin în fața acestei interprete pe care ați adus-o astăzi în programul Radio Horionului. Vă mulțumesc din toată inima! Doamne, să știți că v-am auzit acum vreo câțiva ani, până în festivalul Maria Tănase. Da. La câteva acasă și am întrebat cine e solista. A verificat de unde. Zic, într-adevăr, o solistă de muzică populară. Dacă vă spun sincer și din suflet, eu și cu soția mea nu trec două zile la Radio Horion să nu vă vizităm. Și cântecul meu cel mai, care îmi place cel mai mult, este Am albit o țâră în tâmplecă. Am albit și o țâră. Să fiți sănătos și să știți, am auzit un lucru extraordinar din partea unui preot cu har și mi-a spus așa, Zorina, este vorba despre părintele Marius, pe care îl salut pe această undă din toată inima, îi mulțumesc pentru tot. Și îmi zice așa, Zorina, mi-a zis cineva, părinte, ați cam albit așa un pic la tâmple, cam ghiocei prin barbă, nu știu ce. Iar părintele cu înțelepciune și har de la Dumnezeu răspunde astfel, zice, mai bine cu ghiocei în barbă decât pe sub ei. Da, foarte tare. Da, așa că și dumneavoastră să fiți sănătos și să vă bucurați. Sunteți singura solistă, așa cred eu, care v-ați ridicat în ultimii ani, care cântă cu adevărat muzică populară. Oh, Doamne, din aia autentică, așa, plecată de jos de la țărână. Mulțumesc din toată inima cum pentru apreciere. Cum îi place românului. Mulțumesc. Da, vă spun sincer, vă spun din suflet. Vă iubim atât de mult, parcă ați fi din familia noastră. Oh, Doamne, slavă ție, mulțumesc din tot sufletul și mă bucur din toată inima că este atât de frumos primit cântecul meu și glasul meu și darul dacă de la Dumnezeu. Dacă ascultați cumva Radio Horion, nu se există seară, eu să nu dau dedicații la Radio Horion. Dumnezeu și să vă dea bucurie multă.
prin 10 ani mai solicitați când trăiesc de familia mea. Mulțumesc din toată inima și să o strângeți așa în brațe familia dumneavoastră și din partea mea. Vă mulțumim din suflet. Și aș vrea să fac și eu niște dedicații. Cu mare drag. Să fie pentru nepoții mei Sandu și Liliana Motroc, pentru verișorii mei frații Zevedanu, Franț, Mircea și Marin, pentru prietenul meu. Aveți emoții. Am emoții, de așa, spuneți. Cu Pian Troi. Da. Așa, pentru verișorul meu Nicușor Bălan, pentru domnul Florin și pentru toți radioascultătorii care mulțumim iubesc frumos muzica populară autentică. Mulțumim, să rămâneți pe frecvență, o să ascultați Am albit tot se întâmplă, piesa ce vă place așa mult, da? Da, mai înainte, la mine niciodată nu se schimbă după Radio Orion. Mulțumim frumos, numai bine, la revedere. Zorina, astăzi de la 10 și un sfert la radio, la noi, a fost o micuță talentată, așa, 8 anișori. Amalia Elena Tudor. După emisie am aflat eu așa că este din Ursa. De la mine, de pe valea noastră. Și de la mine, da. Ursulei, da. Așa. Și ce spunea mama ei, că ea e așa mai timidă, mai a cântat, a fost foarte frumos aici în emisie, după care abia aștepta să meargă la MEC, am fac eu reclamă acum, dar nu se pune, așa. Și ce îmi spunea? Că ea vrea să ajungă ca Neta Soare și ca Zorina Bălan. Oh, Doamne! Iată cum... Doamne, cum faci! Deci așa, după emisie vorbind, știi? Da, uite, eu când eram mică, pe această cale o salut și o pup și o îmbrățișez din toată inima pe doamna Neta Soare. Eram micuță și în sat la mine venea cântăreața, marea cântăreață Neta Soare. Era acolo urcată pe o masă în fața cortului și avea o rochiță extraordinar de frumoasă și ea era o minunăție, cum și acum. Sclipea de frumusețe și eu am zis, stăteam acolo undeva aruncată printre oameni și cu ochii direct țintiți în sclipirea ei de cântăreață frumoasă și cristalin, așa, glasul ăla, și am zis, Doamne ajută-mă când am să fiu eu mare, să fiu cântăreață ca Neta Soare. Eu așa am zis. E, acum, în momentul în care dumneiei cred că și-a pus în gând să devină cântăreață, a fost când a văzut-o pe mama mea cântând la o nuntă în Giuvărăști. Da. Iată cum a făcut Dumnezeu. Da, e clar. Știi, și mă gândeam așa la tine cum povesteai acum, știi, că stăteai și te uitai, toți copilașii, și eu și la fel, ai văzut când erau nunți, da, alergam printre oameni, când erau, da, la horă, când, știi, te închipui așa, toți alergau și tu stăteai și te uitai. Nu mai făceam nimic, toată lumea era, da, toți copiii se jucau stânga-dreapta, dar eu am rămas pur și simplu marcată de această imagine și de această mare interpretă. Pentru mine este omul care m-a făcut să îndrăgesc mult, mult, mult această carieră și m-a făcut să visez să fiu așa. Și acum când ajungi acolo ai văzut, deci este și e nelipsită la ziua comunei. La... Da, da. Da, da. Avem două piese de difuzat și un calup publicitar. Am albit O țără întâmple și... Am albit O țără întâmple și... Doamnele de la Carmangeria așteaptă acolo o piesă de dragoste. Ce să le... Piesa de dragoste, fericire și așa. Și noroc. Cred că ar trebui să ne mai gândim un pic, pentru ne că... Ne mai gândim, că avem timp. Dar până una alta, pentru toate mamele, da, aș vrea să dedicăm piesa Am trei copilași la sân și mai am aici o dedicație, a venit pe telefonul meu între, da, timp și te rog să-mi permiți. Cu mare drag. Zici așa, nu știu din partea cui vine, dar trebuie să spunem dedicația. Sărut mâinile, te rog frumos, o dedicație pentru socrul meu, avocat Geluțenea, care, păi sunt prietenii mei, dragi, care împlinește astăzi o frumoasă vârstă și pentru Rareș Gabriel, nepoțelul și finul nostru, care a împlinit 3 ani pe 24 ianuarie. Mulțumesc din suflet, Țelu. La mulți ani. Telu Preda. Am înțeles. Vă felicit și vă pup, dragii mei prieteni, din toată inima. Nicoleta, să-ți trăiască minunata familie. Gelu, la fel, vă pup și vă îmbrățișez și să știți că anul viitor de ziua mea nu mai scăpați. Am să vă trimit lăutarii să vă aducă.
O să promit că o să te mai încarc așa pozitiv cu câteva telefoane după aceea, dar haideți să ne ținem și de promisiunea asta. Sigur. Cu am albit o țără întâmple și am 3 copilași la sân. După care revenim cu așa o doză pozitivă de telefoane, da? Cu mare, mare drag! Cu mare drag! Iubesc cu capul gol, pe câte le-am sărutat, vin ca mielul a tăiat. Nici vecina n-a scăpat, c-am pupat-o printre gard. Mie dă-mi poftă de viață și câte o mândruță în brață, să le arăt că fără chior îmi stă puica pe picior. Își vinde țoalele bune, banii mănâncă cu miră. Îmi stă puica la piept, cu brațele după gât, și-mi dă vin de anul trecut. Vine gru să prind putere și țuică să-mi plăcere. Mă țin purelele și mă cheamă mândrele, să mă bage n-așternut ca să le țin de urât. Că au bărbați la târg să vândă grâu și porumb. Și vulpea de-i bătrână moare cu găina în gură, că vine cu vătătură și se jură că nu fură. Nici eu nu mă spovedesc să spui la toți ce iubesc. Eu iubesc că-mi este drag, mândrele mi-au pus capac. Și când o-i fi în bastod, fac cu o